Seria manifestărilor cultural-misionare organizate de Arhiepiscopia Dunării de Jos în perioada Postului Mare a continuat ieri seară la Galați cu o conferință susținută de Mirel Bănică. Cercetătorul a vorbit publicului gălățean despre modul în care ortodoxia românească a traversat cele trei decenii de la căderea comunismului. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cercetare Sfinții Trei Ierarhi, al Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, și s-a desfășurat în sala episcop Melchisedec Ștefănescu a facultății. La dezbatere a fost prezent și în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos. Nirarcul a deschis prelegerea cunoscutului antropolog, sociolog și cercetător, la Institutul de Istorie a Religiilor din cadrul Academiei Române, originar din județul Brăila. O conferință în această seară în aula Melchisedec Ștefănescu al acestei universități despre felul în care Biserica Ortodoxă Română și Ortodoxia a traversat cei 30 de ani de la căderea comunismului. Părțile, să zicem, luminoase ale acestei schimbări l-am atins și procesul de secularizare și ce a implicat acest proces în viața bisericii. În viața noastră a tuturor, am încercat să-l definim și am privit puțin spre viitor, în sensul că viitorul rezolvă surprize din toate punctele de vedere, și felul în care Biserica Ortodoxă știe să se adapteze din mers acestor schimbări. Am asistat la o radiografie profundă și realistă a celor trei decenii de viață românească și de vibrații ortodoxe în spațiul nostru, dunărean și românesc în general. Autorul acestei analize adânci, cercetătorul dr. Mirel Bănică, a reușit să fascineze, în mod evident, și pe tinerii prezenți, și pe cei maturi, și pe cei care au participat aici ca studenți a Universității Seniorilor de la Dunărea de Jos, deci trei generații, într-un dialog intergenerațional, pe o temă atât de caldă, de fierbinte, Ortodoxia Românească, după 30 de ani. Cred că mesajul esențial al acestei propuneri este optimismul, este speranța și credința luminoasă în ceea ce Mântuitorul Hristos ne spune că ne va răsplăti pentru toată jertfa de a Lui în lumea aceasta. La eveniment au participat oameni de cultură, intelectuali, profesori, preoți, studenți și masteranți de la diverse specializări, precum și elevi seminariști din municipiul Galați.